Mă numesc Măgălău Mălina Ioana, am 16 ani și fac parte din acest minunat ansamblu de 4 ani. Ce înseamnă dansul pentru tine? Dansul pentru mine este o pasiune. Mi se face foarte dor de dansuri, de repetițiile cu ansamblul și aici am învățat ce înseamnă să ai o a doua familie. Domnul instructor ne învață să fim o familie și ne oferă toată încrederea și tot sprijinul. Cât timp îți ia să înveți un pas de dans? Depinde de dificultatea acestuia. Un dans nou îl învățăm în aproximativ 3 luni și la început a fost greu, mai greu, dar cu timpul am învățat să fim mai atenți și învățăm mult mai repede dansul. În timpul liber încerc să dedic cât mai mult timp dansului. Iubesc să dansez. Dansul pentru mine este un mod prin care îmi pot manifesta sentimentele și emoțiile față de public și pot arăta ce știu și duc tradiția mai departe și mă mândresc cu asta. Cât timp rezervați dansului? Aproximativ 6 ore pe repetiție. Repetăm de 2 ori pe săptămână. Acasă sau cu instructorul? Domnul instructor și acasă 2 ore. Aproximativ 2 ore pe săptămână. Pentru că domnul instructor e foarte atent să rămânem toți cu pașii învățați și nu e nevoie să dedic foarte mult timp acasă, deși atât cât să-mi perfecționez eu pașii. Bine, mulțumesc. Dar n-ai resetul. Thank you.
Iar o urare din partea membrilor ansamblului pentru dumneavoastră. Să aveți zile frumoase ca florile și ca un cântec de voie bună de la noi de pe Valea Cașinului, iar inima să vă fie mereu tânără și frumoasă precum hora românească.